Hei, bună ziua, e bună să mă spui ca unul păsăr de curte. În acest episod am să vă arăt porumbei. După câte v-am spus în clipul anterior, am să fac un clip și cu ei. Nu prea lung, ce-i drept, dar voi face. Și cred că singurul pe anul ăsta le-am făcut curat, dar după cum știți, oricât ai face găinațul porumbeilor, rămâne orice ar fi pe, cum îi zice, pe podeaua lor, depinde. Dacă nu mă înșel, au spart un ou. Că ori o pereche de negri, dați seama, acolo un cuib. Și nu mai țin minte dacă am. Stați că nu vreau să iasă. Ah, uitați-l pe se ouă aici. A venit și celălalt, nu știu dacă vi-l pot arăta. Uitați porumbei. Cam ăștia, a ieșit și asta. Dar în albu, nu știu pe unde fi. Ăștia mis toți. Aproape, a, bat toți. Da, ăla albul meu. Acel alb, nu știu pe unde a fost mai devreme. O fi la zbor, cine știe. Așa nu se vede pe nicăieri. Pe sus. Avem o pereche de negri. O pereche de pui trestii, dacă nu mă înșel. Asta e femeia care i-a scos. Și ar trebui să mai fie o pereche de vineți. Țiba! Și trebuie să fie și o femelă stingheră, trestie, mi se pare, și masculul lor, adică taicăsu. Ăștia vin așa ușor, ușor să sară la picioare. De mult așteptați un clip cu ei, iubitorii de aceste înaripate, cum am spus. Deci nici nu vreau să știți cum a sări. Uitați, uitați! Cocoș nebun, nebun, nebun! Și acum face ușor. Bineînțeles, îl mai țin că calcă și e foarte bun. La fel și acela a început să sară, mi l-a învățat acesta. Gata! Gata, Bamsi! Gata, acum unul câte unul se duc. După câte ați văzut, le-am pus cu cuibare. Nu prea mă pricep eu la porumbei, bine, nici nu prea îmi plac. Da. Voi mai face ceva cuibare și niște așezători, niște odihnitori. Am prins colțarii ăștia doi și au venit cu o scândură ceva. Din câte mi-a spus tata, ar strânge deja paie. Cuibul acesta nu l-am stricat. Momentan că au strâns iar, poate să roa iar. Nu mă deranjează, sincer, că scot pui. Da, eu am încercat să le fac curățenie cât de bine am putut. Mai mult de atâta, nu prea s-a putut. Haideți să ne mai uităm că a ieșit porumbelul ăla. Și poate reuși. E un nou, dacă nu mă înșel, nu? Sau o pereche de ouă. O pereche de ouă. Ioi, ar fi bine să scoată, dar mie să nu îi mănânce pisica sau șobolanul, depinde. Se mai întâmplă și de-astea, ce să facem. Nu știu unde este acel alb, să vi-l arăt. Au coborât iar pe pământ. Nu, cred că la aba nu e sălbatic acela.
prin grădină, găinile, aici la găină, în grădină noi, cine știe. E foarte frig afară, iar a venit, Doamne, da ce ai, Doamne, cu mine, îi fac și lui plăcerile, dacă vrea să sară la picioare. Eu nu mă las pe ciorosa, el sare singur, nu-l lovesc, Doamne ferește. Că dacă era de ăsta mare, da, mai ziceam, poate mă durea când băga ciocul sau ghearele. Da, o piticanie de-asta, n-are ce să facă. Da, și o bărboxa. Vreau să mă duc să caut. Piticele mele mai stai toată ziua pe aici. Și ea zice eu că s-ar oua undeva de ascuns. Da, tot n-am găsit unde. Am dat și iepurile. Doamne, ce-am putut să mă sperii de mâță. Am intrat în grajd. Mamă, ce cream că șoareci acolo. Da, nu cred. Dacă nu e aici în paie, mai încolo nici că nu prea ar avea unde. Nu, mi-e frică să nu sară șoarecii de pe aici. De altceva nu mie. Nu, cine știe, ești dacă o mănâncă șoareci. Nu, cred că e ou, nu e ou. O fi pe acolo pe sus, dar acum nu pot să mă mai urc, că am cumpărat baloți 20 și nici n-am avut loc să-i pun pe toți acolo, doi am pus aici. Aici sus în podul ăsta era fânărie, dar nu se mai poate folosi de anul trecut de când mi-a căzut mie acoperișul. Ar pica apă pe lucernă și după aia n-ar fi bine. Haideți să vă arăt și iepurii. Facem un clip cu... Da, bravo, bine. Bine ce-a făcut. Combinăm clipul. Ar fi prea scurt să-l fac numai cu porumbei. Le-am pus și apă mai devreme. Trebuie să le mai aduc. Iepuroica aceasta care n-a vrut să stea la iepuroi. Voi mai aduce iepuroi oricum. Le-am pus trifoi, porumb. Apa, cum a spus, a răsturnat-o. Da, să le leg. Momentan n-am putut să le fac ceva cuietori ca lumea. Le-le cu sârmă. Nu deschide. Asta e singura care are ceva ca lumea. Frumoasa asta care a stat. Sunt ceva cărcituri. Sunt ceva cărcituri cu uriaș german. E buroicele astea două. Asta albă cred că e ceva comun, la ea nu mai deschid. Că abia am închis la cealaltă. Vă arăt așa. Nu, stai, hai că-i deschis și ei. Nu, că s-a întors așa într-o parte. Aici nu au piticele. Au ceva cuiburi așezate, făcute fain. Dar nu cred că am luat. Și cam acesta a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Pa, pa!